Anul 89, și acum au amintit colegii, exact în acest loc, la prima mare adunare națională, am avut cuvântul. De fapt, atunci în spatele nostru stătea, știți cine stătea? Acum stă monumentul celor deportați, s-a schimbat ceva în lumea asta. Avem noi alt context. Atunci a fost invitat din Lituania sau Letonia, de la Sajūdis, dacă știi cineva Sajūdis, Lituania. Un, la Front Popular, un coleg, un prieten, și când discutam noi, țineam discursuri, el zice așa, a spus așa, aduceți-vă aminte, 27 de ani în urmă sau cât sunt, a zis așa, noi baltici, vom scăpa de beleaua rusească, voi nu veți scăpa. Și eu m-am întristat, zic, dar de ce oare a spus el așa? Au trecut ani, s-a format Parlamentul Social Democratic, am venit în Parlamentul Democratic 129 sau 131 de deputați, iată aici sunt doi, este domn Vasile, domnul Zgardan, eu și mai sunt. Și Valentin Domnianiuc. Valentin Domnianiuc. Mă bucur că îl văd pe domnul Cheian aici. Ai să fii deputat. Ai să fii. Noi eram o treime din Parlament care vroiam reforme, vroiam schimbări și vroiam reîntregirea statului român. Și ne-au săpat, cum ne-au săpat? Înainte de a se organiza aceste alegeri, un lider mare de partid a chemat toată nomenclatura din Republică și le-a dat directivă să vă faceți cu toții deputați, președinți de colhoz, președinți de socoz, directori de fabrici, deci președinți de asta, să vă faceți cu toți deputați. Și ei au avut două treimi. Noi am avut numai o treime. Și am început noi să facem, am adoptat stema, drapelul, am început să facem reforma agrară. Și atunci agrarienii au zis, nu, că trebuie păstrat colhozurile, că ei voiau să fie băieri, voiau să fie la fundire. Și până la urmă au fost obligați de misioneze cei din fruntea Parlamentului, pentru că le-au organizat războiul la Nistru și le-au spus, voi o să fiți băgați la pușcărie, pentru că voi ați declanșat războiul. Auzi? Parlamentul a declanșat războiul. Nu rușii, nu bandiții, nu separatiștii, dar Parlamentul. Și i-au dat afară. Acum eu, când a fost dizolvat înainte de termen. Și eu m-am gândit așa, aici fac așa un salt. Băi, zic, oare cu lumea asta a noastră, cu neamul nostru a sclarifici ceva vreodată, ori nu sclarifici, ori tot aș fi așa. Derapaj, pe loc. Și mă gândeam, eu zic, dar când oare o să întâmple treaba asta minore? Zic, numai decât în anul 2015. Iată acum s-a făcut 2015 și iară ne merit acolo, și iară suntem în baltă, și iară. De ce? Pentru că acest stat este un stat artificial făcut de alții, pentru alții, nu pentru poporul nostru. Și eu am spus odată, la o manifestare literară, zic, statul ăsta a fost conceput prin viol. Știți cine? Cei doi mai bandiți, prin viol. Și acel demnitar care era acolo, a spus, știți ce a spus acela? A spus, toate statele sunt
create prin viol. Auzi tu? Și că toate sunt prin viol. Cum dracu vrei? Italia nu s-a unit, s-a unit cu zonele lui Franța, Germania, toate prin voința poporului, nu prin viol. Nu prin forță. Și să scurtez? Apoi, dacă mi-ați dat cuvântul la un bătrân, apoi și vreți voi spun eu așa puțin? Bun, hai, sar așa. Da, dar un stat care nu ți aparține poate fi modificat, pentru că statul depinde de esența lui, de componența lui, de consistența lui, nu de altcineva. Dar vezi că asta nu le convine altora, trebuie să fie un stat artificial, slab, fragil, ca prin asta să poată face fel de fel de mașinațiuni și de afaceri cum s-au făcut astea despre care au vorbit colegii. Și cu aeroportul și cu băncile, adică un fel de curte fără ogradă, fără nimic, să împli tot. Iată aici este problema. Și noi ne-am adunat azi nu să judecăm sau să condamnăm pe cineva la modul ăsta, dar să luminăm mințile. Noi toți care sunt mai luminați, nu degeaba spune la Jurnal TV, mai multă lumină, mai multă lumină, mai multă lumină, asta este. Și ca să închei, vă spun două bancuri. Primul banc este, adică un calambur. Zice, iubește pe frate, pe dușmanul tău, așa cum te iubești pe tine, sau iartă-l, sau nu știu ce. La noi se întâmplă urât că cei care ne-au belit și ne-au cutare, noi ne ducem la ei și ne milogim și ne lucrăm și îi servim. Dacă asta e. Și eu am zis așa, da, preceptul e bun, trebuie să fii om și iertător. Dar de la cuvântul creștin a fi creștin, numai cade o literă și devii cretin. Iacă asta e trist. Ai creștin și devii cretin. Da, mai spune scurtez că eu mai am multe bancuri. O să mai vină timpul și o să mi le spun unul. Thank you.